v-am regăsit! Suntem în a 15-a zi de rugăciune pentru lumea musulmană. Vă invităm să continuăm, să ne rugăm 30 de zile pentru cei care au această credință, împreună cu Narcis Vlașin, specialist în relațiile dintre creștini și musulmani. Narcis, mă uit la tine, mă uit la titlul episodului de astăzi. Văd că în ghid apare rugăciunea pentru cei care sunt în Uzbekistan și sunt mulți musulmani în Uzbekistan și îmi dau seama că tu te simți ca acasă, pentru că ai locuit în Uzbekistan câțiva ani de zile și chiar ți-ai luat această ținută, această haină specifică. Poate că aș începe chiar de aici. Cu ce amintiri vii tu astăzi înspre noi? Mă bucur să fiu cu voi astăzi, într-adevăr îmbrăcat în portul național al zonei. Samarcandul este un oraș la jumătate de milion de oameni, în centrul civilizației uzbece, dar sigur tradițional al civilizației persane. Aici a locuit marele poet Alisher Navoi, aici în secolul 13, de aici a condus lumea Genghis Khan, ci nepotul lui Amir Timur. Aici s-au scris marile opere ale vremurilor, de exemplu Taj Mahalul, pornind tot din cultura zonei din Uzbekistan, da? Mergând cu Bobur înspre India, a pornit tot de aici. Samarcandul este un oraș absolut fascinant și frumos. Un fel de oraș sfânt, un fel de Mecca? Nu aș putea spune că e neapărat, deși are multe clădiri încă bine păstrate sub egida, chiar și sub egida UNESCO, restaurate acum, mausoleul Amir Timur, diferite moschei, este orașul domurilor albastre de o frumusețe rară. Cunosc mai mulți români care au vizitat acest oraș și de acum încolo văd că Samarcandul a intrat oficial în tururile celor mai prestigioase agenții de turism din România, care vor să arate cei mai nou acum. S-a luat viza din Uzbekistan pentru român, de se poate merge la liber, ceea ce nu se putea înainte. Creștinismul în Uzbekistan și în Samarcand a existat înaintea islamului. Odată cu Amir Timur, el s-a islamizat, creștinismul a fost, să zic așa, tolerat, dar apoi tot mai greu tolerat. Sigur că chiar și după 1991, când Uzbekistanul și-a câștigat independența față de Imperiul Sovietic, după mai bine de 100 de ani, au existat câteva grupulețe de creștini, dar creștinismul n-a fost în marea lui majoritate acolo. În acești aproape 30 de ani s-au format mai multe biserici, mai ales în rândul populației de limbă tagică. Samarcandul a fost mai mult tagic decât, da, de limbă persană, decât uzbek, dar în acești 30 de ani a existat o puternică uzbecizare a tuturor marilor orașe din Uzbekistan, inclusiv Samarcandul, așa că e tot mai pregnantă cultura și civilizația uzbecă. Dar în marea lui majoritate, Samarcandul rămâne fără o prezență serioasă creștină. Este nevoie de foarte multă investiție umană pentru a reuși să vedem un segment vibrant al creștinismului în Samarcand. Cred că am putea vorbi despre Uzbekistan ore în șir cu tine, pentru că ai multe, multe pățănii, multe amintiri și multe experiențe de lucrare acolo. Haideți să ne rugăm scurt acum, dar împreună cu ascultătorii noștri, pentru musulmanii din Samarcand, din Uzbekistan. Tatăl nostru, ne rugăm pentru orașul Samarcand, un oraș în centrul civilizației din Uzbekistan, dar un oraș care are nevoie să te cunoască pe tine ca mântuitorul sufletelor lor. Ne rugăm pentru miile și sutele de mii de oameni care se nasc și n-au șansa să afle
despre dragostea ta pentru ei, pentru că nu este cine să le spună. Te rugăm, Doamne, ca să îi ajuți pe puținii creștini care sunt în zonă să o facă, bisericile mici care sunt în oraș, te rugăm să le încurajezi, să le întărești, să le crești spiritual și numeric. Și ne rugăm pentru lucrătorii străini care o vreme au fost eliminați din țară să poată să se întoarcă și să continue slujba pe care au început-o, atât ei cât și cei dinaintea lor. Mulțumim pentru că tu nu te lași fără mărturie și poți să lucrezi și așteptăm și ne bazăm pe tine că vei lucra și în acest oraș cu putere. Amin. Amin. Dumnezeu să se îndure de musulmanii care sunt în Uzbekistan. Vă dorim o săptămână binecuvântată de Dumnezeu. Vă așteptăm și mâine la rugăciune pentru lumea musulmană. Cred că în această săptămână am putea mai mult să ne dedicăm timpul pentru a ne ruga pentru aproapele nostru.